vorbim un pic despre suplimentele alimentare pe care până la urmă toată lumea le consumă după ureche, cum s-ar spune popular vorbind. Sunt ok sau nu sunt ok? Pentru că... Vă salut, dragii mei și dragile mele! Sunteți pe canalul Frumuseții Vârstei Elegante. Sunt Veronica Sandu, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. Sunteți pentru prima dată la canal și sunteți interesați de frumusețe interioară și exterioară, abonați-vă, activați și clopoțelul pentru a primi notificările noilor filmulețe. După ce am publicat filmulețul cu produsele procurate de pe iHerb, v-am prezentat nutrienții pe care eu îi administrez, îi iau acum, îi mănânc. Credeți că funcționează preparatele? Chiar aveți încredere în aceste preparate, în această perioadă grea? Da, eu am încredere. Da, eu le consum mai mult de 30 de ani. Eu am încredere. Da, le folosesc permanent. Da, ele îmi ajută. Unele persoane nu se vindecă. Nu o să luăm în calcul persoanele și pacienții care se tratează și vor să se vindece cu produse alopatice. Este o altă discuție. O să vorbim despre persoanele care își doresc să ia o altă cale naturistică, care vor să încerce și vor să se vindece pe cale naturistică, ca o alternativă a medicinii alopatice. Din practică, sunt trei tipuri de pacienți, de persoane care încearcă și își doresc să consume, să procure și să se vindece. În prima grupă, între persoanele care procură suplimente, procură preparate naturistice, dar nu au credință, stau la dubii. Undeva în subconștient stă întrebarea că este scump, că nu-mi va ajuta. Le primesc așa, fără să conștientizeze, fără să se concentreze la starea lor interioară, la procesele care au loc, la schimbările care au loc în organism și pur și simplu automat le folosesc până când se spună că nu mi-a ajutat, nu am încredere. Odată ce încerci să-l descoși și să-i amintești de simptomele care le-a avut, ca de exemplu, l-a durut capul, te mai doare capul? Nu mă doare. Vezi, ți-a trecut capul. Cum te simți? Păi de la etajul 2 înainte urcam, acum am urc la etajul 3. Păi mă dureau genunchii, dar acum nu mă mai dor. Fără să conștientizeze că acesta a fost efectul de la preparate, de la nutrienți. Dar persoana nu are răbdare și nu are încredere. În cazul când noi folosim nutrienți, cel mai important să ne concentrăm la, să ne contemplăm cu natura, să ne contemplăm cu sinele său, să ne contemplăm cu sinele, să ne concentrăm la ceea ce noi folosim pentru a avea un efect bun. Folosim preparate naturistice și nu ne contemplăm cu divinitatea, nu ne contemplăm cu mama natură, nu experimentăm, nu încercăm, nu credem în ceea ce se petrece cu noi, atunci vindecarea întârzie. Atunci vindecarea întârzie. Crezi. Dacă nu te conectezi la mama natură, dacă nu te conectezi la conștiința divină, la organul bolnav, dacă nu-l iubești, dacă nu-l simți, atunci vindecarea va întârzia. Altă categorie de persoane, de pacienți, sunt cei care încep să administreze nutrienții și au acutizări. E ceva normal. Dacă este acutizare, înseamnă că este un blocaj. Dacă este acutizare, înseamnă că nu se administrează corect preparatele. Nu au fost pregătite detox organele. Înainte de a lua nutrienții, e necesar să curățim intestinul, ficatul, rinichii,
pentru ca nutrienții să aibă o bază curată de absorpție. Dacă receptorii din organele detoxifiante sunt îmbibate cu mucozități, nutrienții nu vor ajunge la celulă, nu se vor absorbi 100%. Nutrienții se iau haotic. Dimineața am luat, la amiază am uitat, ieri am luat, mâine n-am luat. Normal că nu veți simți progrese și dinamică în vindecare, în tratamente. O altă greșeală este că se iau mai multe preparate. Cauza este administrarea a mai multor preparate. Încercați să luați monopreparatele. Astăzi ați luat un preparat și observați cum se simte organismul. A doua zi, al doilea preparat, pentru a căuta cauza de la care preparat are loc acutizarea. Aceste persoane care au acutizare, ca de obicei, iau preparatele, iau nutrienții, singur se descurcă, nu apelează la medicul curant, nu se consultă și își face singur concluziile sale și rezolvă. Ca de obicei, persoanele care au acutizări se ocupă cu autovindecarea. Iau doze mari, nu iau la timp, nu respectă consecutivitatea, nu respectă sinergismul între nutrienți și alimente. Apelează la vecini, la cunoștințe, cineva i-a spus un preparat, altul i-a spus altul, ia să încerce ăsta, ia să încerce altul, ia să intru într-un grup să văd ce mai spune acolo. Și se primește un haos în administrarea nutrienților. Bine ca preparatele să fie în fața voastră, să le vedeți și să conștientizați și să observați ce se petrece cu organismul. Și a treia categorie de persoane sunt persoanele care au încredere, au credință, sunt disciplinați, respectă recomandațiile medicului, este deschis, observă ce se petrece cu organismul, observă schimbările, cere consultație, se sfătuie cum e mai bine, în ce mod să administreze, când să administreze și cum. Și, dragile mele, eu sper că aceste sfaturi să vă motiveze la o administrare a medicinii naturistice corecte. Vă iubesc, dragii mei, vă doresc să fiți prudenți la frumusețea interioară. Fie ca acest filmuleț să fie o frândă de neuitare. La revedere!